La descentura de ocolire a municipiului Medias din 2004 începând se tot face până în 2014. Astăzi, când noi vorbim, ea este pe SEAP, se reface studiul de fezabilitate, se intră în zona de proiectare, termenul pe care eu îl văd rezonabil, 6 luni începerea lucrărilor. Va costa între 20-22 de milioane de euro pe analiza veche. Deci era 20 de milioane, în jur de 20-22 de milioane și în 6 luni încep lucrările. Azi este pe SEAP deja. Bun. Despre energie, cred că ați fost în sală. Transgazul și Romgazul, în primul rând, funcționează în acest moment. Au avut listări de succes la bursă, au capital și privat alături de cel de stat. Acționează ca două companii moderne care investesc, au profit, au angajați. Rămân clar în media și că chestia asta politică, cum îi luăm din media și îi ducem nu știu unde, putea crea o stare de instabilitate. Am nevoie, când vorbesc aici ca șef al guvernului, am nevoie ca și Transgaz și Romgaz să pună umărul la ceea ce este strategia națională de asigurare a independenței energetice și de sprijin, în special pentru Republica Moldova, dar și de interconectare cu toți ceilalți vecini ai noștri și de realizarea acestei independențe energetice, fără de care România va fi foarte greu să dezvolte sustenabil pe termen mediu și lung. E prognozat vreun an în care am putea fi independenți energetic, se poate vorbi? În mod normal, dacă toate premizele existente referitoare la gazul din Marea Neagră se confirmă și se începe exploatarea lor. Până în 2019 trebuie să avem suficient gaz și pentru România și pentru Moldova. Energie electrică avem deja suficient și avem capacitate de export, dar acolo e vorba de lucrările de infrastructură de transport la Transelectrica. Deci energie electrică, gaz suficient pentru România și pentru Moldova. Care este premierea dumneavoastră față de tandemul Dragnea Ghiță? Haideți să vorbim de România și după aceea vorbim de subiect. Președintele spune astăzi că nu are de gând să stea Iulia, după 21 dacă o să fiți președinte. Poftiți? O să se mențină regiunea Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, dacă o să fiți președinte. Cred că este o soluție foarte bună, da. Iar Sibiu și Brașovul nu pot să fie în aceeași regiune. Președintele spunea că nu are de gând după 21 decembrie să mai stea nici măcar o zi la Cotroceni. Mă bucur. Asta chiar mă bucură. N-ați fost în sală? No. Cred că mai zic o dată pentru dânsul, că uite, ați fost în sală? Da, mai ziceți-mi o dată. Deci este un mod necinstit de a face politică, de a veni toată ziua să-i sperii, să-i minți pe cei din media și că se mută sedile. Sedile le aveți aici, filmați-le, oamenii rămân aici. Important e ca și Transgazul și Romgazul să lucreze de aici, de la Mediaș, pentru toată România. Deocamdată eu sunt șeful PSD-ului și eu o să vă anunț după aceea.